măsura mai este cu noi. Bună dimineața! Bună dimineața tuturor! Ocupați-vă mai mult de problemele sufletești decât de cele materiale. Berbec, astăzi aveți tendința de a fi indispus și necomunicativ, așa că ar fi bine să evitați discuțiile importante în plan profesional. Sentimental, totul ar trebui să decurgă fără probleme. Taur, nu vă asumați prea multe responsabilități, fiindcă există riscul să nu fiți în cea mai bună formă și să nu realizați mare lucru. Este posibil să primiți o mână de ajutor de unde nu vă așteptați. Gemeni, în prima parte a zilei aveți tendința să fiți cam confuz și nu este exclus să aveți dificultăți de comunicare. Este important să nu neglijați odihna, aveți nevoie să vă reîncărcați bateriile. Rac, nu este o zi bună pentru decizii privind investițiile și pentru a face planuri de viitor. În schimb, relațiile sentimentale ar trebui să decurgă fără probleme și v-ar putea oferi satisfacții deosebite. Leu, nu este momentul să începeți activități dificile pentru că se pare că simțul practic este redus. Amânați inițiativele importante la locul de muncă, fiindcă riscați să nu fiți prea inspirat. Fecioară, în prima parte a zilei s-ar putea să constatați că nu prea reușiți să vă concentrați. Capacitatea de comunicare ar putea fi de asemenea afectată. Este momentul să vă detașați puțin și să vă puneți ordine în gânduri și idei. Balanță, deși este de așteptat să vă simțiți în formă, s-ar putea să descoperiți că nu prea aveți spor și că nu vă reușește mai nimic. De vină ar putea fi simțul practic diminuat, dar această situație este trecătoare. Scorpion, s-ar putea să primiți o sumă importantă de bani și să începeți să vă faceți planuri. Ar fi bine să vă consultați cu partenerul de viață. Săgetător, s-ar putea să întâmpinați dificultăți la locul de muncă din cauza că nu reușiți să vă concentrați. După amiază aveți toate șansele să vă reveniți, nu este exclus să petreceți o seară romantică. Capricorn, în prima parte a zilei aveți tendința de a fi confuz și morocănos. Nu vă asumați riscuri pentru că șansele de reușită sunt minime. Dacă aveți ocazia să vă relaxați într-un fel sau altul, nu stați pe gânduri. Vărsător, se pare că aveți planuri mari, în special în domeniul financiar, dar încă nu reușiți să vedeți semne încurajatoare. Aveți mai multă răbdare și organizați-vă cât mai bine munca. Pește, în prima parte a zilei s-ar putea să fiți irașibil și greu de mulțumit, merită să faceți un efort pentru a ieși din această stare, fiindcă riscă să vă afecteze relațiile cu cei din jur. Atât pentru moment, să aveți o dimineață frumoasă! Mulțumim tare mult, Amalia!